Čeština. Salutări telespectatorilor de pe Wembley. Sunt Sergiu Timar, iar lângă mine se află deja cunoscutul Geo Ciungălan. Ce pregătiri au fost făcute înaintea meciului? Organizare perfectă, suporteri exemplari. E o atmosferă incendiară. Acestea sunt formulele de start. Așadar, a început spectacolul. Acum, Ovidiu Stoianov. Îi vine bine mingea. Se duce în centru. Daniel Florea. Avansează Nicolae Buzia. Acum Ovidiu Stoianov. Așteaptă mingea. A trecut pe deasupra porții. A ajuns bine în poziție de finalizare, dar execuția cam lasă de dorit. Cu așa un debut de partidă, se anunță un meci extrem de spectaculos. Enache Caju. Ferdi Ghenciu. Ce cursă impresionantă! Interesantă pasă. Fuu, cred că e dezamăgit, a fost prins în offside. Poate că acum va trage. E gata să tragă. E lansat spre poartă. Trimite un șut. Tușierul a semnalizat offside la această fază. A văzut foarte bine. Și ce ocazie bună au avut ca să preia conducerea. Calmează jocul. Primește Florin Nițescu. Primește George Călintaru. E o poziție bună. Bună încercarea. Nu înțeleg cum a putut rata din fața porții. Cred că e cu gândul la beția de ieri. Pasat cam neglijent. Ce efort! Încă aleargă! Poate continua! Offside și-au ratat o ocazie bună de a se instala la conducerea partidei. A deschis bine jocul! Șut! A avut ghinion. Nu pot să spui că jucătorii nu aleargă. Chiar au avut foarte multe ocazii, dar ratează cam mult. Șutează. Se află sub presiune. Faza devine interesantă. Ce intervenție! Încearcă o bombă.
S-a lăsat prea mult pe spate. Având în vedere spațiul pe care l-a avut, chiar ar fi trebuit să dea pe poartă. Poziția corpului însă nu l-a avantajat deloc. Bună cursă, să vedem continuarea. A ratat complet mingea, e fault. Oare va trage direct? Centrează bine. Primește Raul Marincău. Arbitrul a fluierat finalul primelor 45 de minute. În ciuda faptului că nu s-a marcat, a fost un meci decent până acum. Ambele echipe joacă foarte bine, iar portarii au avut niște intervenții incredibile. Cred că vor veni și golurile. Nici o echipă nu a primit gol, este 0-0. Primește Nicu Cresu. S-a terminat parcela. E out. Cosmin Stegaru. Au un joc de pase încântător. Grăbesc puțin ritmul. Cât de bine l-a găsit. Enache Caju. Balonul e la Adrian Ionescu. Foarte bine l-a blocat. Cam neinspirat cu această pasă. Să vedem acum replica pe contraatac. Să vedem ce continuare alege. Desenează frumos până acum. Poate șut frumos. Gol! E un gol pe care îl așteptam cu toții. În acest duel 1-1, portarul n-a avut nicio șansă. L-a executat cu sânge rece. Portarul n-a avut nicio șansă la această fază. Meciul se reia de la 1-0. Da, încă mai au destul timp ca să revină în joc. E de vreme să ne pronunțăm. Ocazie mare acum. A tras cu clasă. Arbitrul acordă corner. Lovește balonul! Ce intervenție promptă! Și trage! Și intervine cu siguranță! Balonul e la Adrian Ionescu. Lobează mingea peste apărare. Faza devine ocazie imensă. Gol! Gol, 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 gol! Incredibil! Au reușit să egaleze. Foarte important acest moment. Au dat dovadă de caracter puternic și de spirit de echipă. Se vede că joacă doar din plăcere. Cât de bine i-a pasat la această fază. Finalizarea a fost și ea pe măsură. Pasană. Și atenție! Gol! Golazo! Să fie asta șansa lor? Ce frumos l-a executat! Nu s-a panicat deloc! Foarte bine și-a păstrat calmul! Portarul n-a avut nicio șansă! Inițial am crezut că nu va marca, dar a fost sigur pe el și a trimis exact unde a vrut.
avans sensibil de un gol. De acum încolo, cel mai mare adversar al lor este oboseala. Când corpul te lasă, mintea are tendința de a-l urma, așa că trebuie să-și mențină concentrarea. E șansa lor. O dă în adâncime. Intrăm în ultimele 5 minute ale meciului. Ce final nebun! Atacă cu toate liniile! Să vedem dacă vor reuși să egaleze! Ocazie mare! Și-a enervat toți colegii la această fază! Frumoasă de posedarea. Avansează Nicolae Buzia. Iată ultimul fluier al arbitrului. Ambele echipe au jucat bine, dar ei au ținut cu dinții de acest rezultat. Totuși au avut ceva emoții pe finalul partidei. A fost un meci destul de deschis. Ambele echipe au jucat fără reținere. Scorul reflectă perfect realitatea din teren. Trebuie să încheiem această transmisie. Mersi, Geo, pentru analiza fabuloasă a partidei. Pe DigiSport urmează emisiunea Fotbal pe Bune, iar Ionuț Trandafir are ca invitați speciali pe Claudiu Manole și Sergiu Avram. O seară bună în continuare!